Sărbătoare românească de excepție în sediul Centrului Cultural din orașul Cucevo, un oraș care concentrează cea mai mare densitate de etnici români din Valea Timocului. Sub egida Suflet Român, Limbă Română, mai multe organizații românești din Serbia de răsărit, sprijinite de oameni cu suflet mare din România, au organizat un eveniment grandios dedicat limbii române și anului centenar. Chiar dacă oficial, pe data de 31 august se sărbătorește Ziua Limbii Române, acești oameni greu încărcați de dorul României și de condiția lor de minorități naționale în Serbia, a organizat un eveniment super la care au venit invitați din mai multe zone folclorice ale României. Totul a început cu o masă rotundă la care s-a vorbit despre respectarea drepturilor minorităților cu privire la deficiențele procesului de educație în limba maternă românească, iar aici a participat și europarlamentarul Marian Jean Marinescu, membru al delegației Uniunii Europene Serbia. Fără limba în instituție, la școală, noi suntem pierduți. Nu o să treacă mai multe 20 de ani. Dacă nu se uită grav, românesc aici, nu există niciun lucru. Hai să vedem ce poate face. De atunci până acum s-a închis mai multe de 20 de clase. Asociația noastră, Asociația Cadre Didactice cu partenerii, cu asociația care colaborăm, din 2013 organizăm curse de limba română și în legătură și cu părinții care sunt aici cu noi. La Velicogradiște, la Cuceu, la Petrovață și în zonă, la Ciuplia, oriunde. Noi nu cerem altceva statului sârb decât reciprocitate. Adică dacă noi respectăm frații sârbi, ne respectăm, să spun, cetățenii români de origine sârbă, Serbia, de ce nu poate să respecte cetățenii sârbi de origine română? Drepturile minorităților pentru Uniunea Europeană. Nu e o joacă. Deci acest subiect nu e o joacă deloc. Deci este o chestie foarte serioasă. Se poate face o majoritate în Parlamentul European care să voteze împotriva. Împotriva chiar atunci, la aderare. Acum este momentul. Dacă vreți să se întâmple ceva, sau că vrem să se întâmple, eu vreau, da. Seara de excepție s-a terminat cu un regal folcloric, dar și cu mesaje de susținere pentru continuarea luptei de apărare a identității culturale și lingvistice românești. Apărarea limbii române, dar și cinstirea ei de către românii din Valea Timocului au fost liniile directoare ale unei sărbători dedicate tocmai limbii române.